După 30 de injecții cu acid hialuronic în buze, rezultatul nu poate fi decât bizar. Este foarte ciudat să vezi că femeile au o părere atât de distorsionată a frumuseții și aleg să se transforme în monștri. Iată ce a putut să facă o bulgăroaică. Andreea Ivanova, în vârstă de 23 de ani din Bulgaria, susține că a stabilit -o recordul pentru numărul mare de injecții cu acid hialuronic în buze. Am cele mai mari buze din lume după ce am făcut 30 de injecții cu acid hialuronic și acum plănuiesc să mă operez și să cer și mai mult. De asemenea, Andreea a cerut obrajii măriți, modelarea bărbiei și a liniei maxilarului. Ea a declarat anterior că nu o va împiedica să-și mărească și mai mult buzele, deși sunt deja atât de mari încât aproape că îi blochează nările, iar acum nu să-și mărească și mai mult sânii, mergând de la cuțit în Turcia sau Germania. Andreea și-a mărit inițial dimensiunea sânilor de la o cupă de 75C la una de 75E, dar vrea să-și mărească sânii la o cupă H. Aceasta a declarat pentru Daily Star, mi-am făcut toate intervențiile și procedurile în orașul în care locuiesc, la Sofia, dar plănuiesc să-mi fac următoarea operație pentru sâni și mai mari în Turcia sau Germania, pentru că sunt specialiști destul de buni și în aceste țări. Andreea și-a început formarea șocantă în popușă Barbie în 2018, medicul ei a avertizat-o imediat să acorde atenție oricăror dureri din buzele ei uriașe, deoarece procedurile viitoare ar putea fi fatale. În ciuda riscurilor și a complicațiilor care vin cu aceste buze uriașe, cum ar fi mestecatul îngreunat, ea insistă să-și mai pună acid în buze. Aspectul uimitor al Andreea a atras brusc un număr impresionant de fani, peste 20.000 de urmăritori. Bulgaroica a declarat presei că bărbații bogați îi oferă călătorie în toată lumea. În fiecare zi, mulți fani din întreaga lume îmi trimit mii de mesaje pe rețelele de socializare și mă invită în vacanțe în diferite țări și chiar continente, a spus aceasta. Dar încă nu am dat curs acestor invitații, dar poate într-o zi voi pleca. Andreea a mai spus că primește atât reacții pozitive cât și negative. Unii chiar arată cu degetul către mine, mă bârfesc, discută despre aspectul meu, unii mă fluieră, râd, își bat joc de mine și desigur sunt oameni care vin la mine și mă felicită și vor să facă o poză cu mine. Oriunde mă duc există întotdeauna oameni dispuși să facă poză, ceea ce este minunat pentru mine. Relatează avantaje.ro